Bună dimineața tuturor, bine ne-am regăsit. Avem câteva subiecte pentru informarea dumneavoastră. Primul se referă la un program la care municipiul Roman este parte. E vorba de un program în ceea ce privește energia durabilă, iar locuitorii municipiului Roman vor avea parte în anii următori de investiții semnificative realizate în clădirile de locuințe, dar și în instituțiile publice, care vor duce la creșterea eficienței energetice a clădirilor și, prin urmare, la costuri mai scăzute cu întreținerea. Vă anunț că de la începutul acestui an suntem parte în două proiecte transnaționale implementate de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pe tema energiei durabile, Empowering și Energy Cells. La sfârșitul lunii ianuarie am semnat acordul de înființare a grupului local pentru energie durabilă în regiunea Nord-Est, în cadrul proiectului Sprijinirea autorităților publice locale să elaboreze strategii integrate în domeniul energiei durabile Empowering, finanțate din programul Orizont 2020, programul pentru cercetare și inovare. Iar pe 7 februarie am semnat acordul de parteneriat în cadrul proiectului EnerCells pentru autonomia energetică a clădirilor, finanțat prin programul de cooperare interregională Interreg Europe. EnerCells urmărește să implementeze măsuri prin care să se asigure autonomia energetică și creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale, a celor publice și a sistemelor de iluminat public, prin utilizarea de fonduri europene nerambursabile. Liderul acestui proiect este Agenția pentru Energie a regiunii Extremadura, din Spania, iar în acest proiect suntem parteneri alături de agenții locale similare din Suedia, Polonia, Malta și Italia. Pe această cale voi participa la o primă întâlnire a grupului de lucru, care va avea loc pe data de 22 și 23 februarie, la Agenția pentru Energie a regiunii Extremadura din Spania și voi veni de acolo cu mai multe informații legate de acest proiect, pe care, evident, am să vi le pun la dispoziție. Este clar însă că putem realiza investiții importante cu fonduri nerambursabile, iar aceste investiții se vor regăsi până la urmă în buzunarele romașcanilor, care trebuie să ajungă să plătească facturi mai mici la întreținere. În ceea ce privește cel de-al doilea proiect, Empowering, acesta urmărește să sprijine autoritățile publice locale să elaboreze strategii integrate în domeniul energiei durabile. Partenerii noștri în acest proiect sunt firme, agenții de mediu, instituții de cercetare și agenții de dezvoltare din Italia, Spania, Suedia, Croația, Ungaria și Grecia, alături de care vom realiza planuri de acțiune pentru eficiență energetică, vom vedea modele de bună practică, pe care vom încerca să le aducem și aici, la Roman, cu ajutorul fondurilor nerambursabile. Proiectul este prevăzut să se realizeze până la începutul anului 2019, iar în urma acestuia va rămâne o strategie pe termen mediu care va trebui aplicată în acest domeniu al energiei. Un alt subiect pe care îmi doresc să vi-l aduc la cunoștința dumneavoastră este cel legat de chestionarele pe care le avem pe site-ul Primăriei Municipiului Roman și la biroul unic și care privesc până la urmă transparența în relația autorității publice locale cu cetățenii, pentru că este unul din lucrurile care ne preocupă și care stă la baza oricărei administrații eficiente. Și îmi place să cred că toate întâlnirile pe care le-am avut în ultima perioadă cu diversele categorii socioprofesionale din Roma și cu locuitorii orașului demonstrează până la urmă respectul meu față de transparența în administrație, care nu este doar declarativă, ci este chiar o preocupare reală și permanentă. Și îmi propun acest lucru să-l fac și în continuare. Chiar dacă nu vorbim despre un demers inițiat de mine, mi se pare de un real ajutor acest chestionar pe care Primăria Municipiului Roman l-a promovat în decursul anului 2016 pe site-ul Primăriei, așa cum vă spuneam, dar și la biroul unic, prin care s-a încercat măsurarea gradului de satisfacție a romașcanilor față de serviciile autorității publice locale, față de funcționari și față de modul în care se iau deciziile la nivelul Primăriei Municipiului Roman.
Acest demers de testare a gradului de satisfacție la locuitorilor s-a făcut cu respectarea cerințelor din sistemul de management al calității ISO 9001, în conformitate cu Strategia Națională a Anticorupție și cu sistemul de control managerial. Vorbim despre un chestionar cu 10 întrebări postat pe site-ul primăriei, unde a fost completat online, dar în același timp acest chestionar, vă spuneam, a fost și în formă tipărită la biroul unic. Chestionarul a avut 6 întrebări închise și 4 întrebări deschise, prin care s-a urmărit să ne facem un punct de vedere cât mai aproape de realitate despre cum percep romașcanii activitatea din primărie. Au răspuns 520 de locuitori, 361 de chestionare au fost completate online, iar 159 în format tiperit. Practic vorbim de o dublare a numărului de respondenți. Anul trecut, de exemplu, am avut doar 253 de persoane care ne-au răspuns. Aproape de jumătate dintre cei care au completat acest formular au vârsta cuprinsă între 35 și 60 de ani. Peste 60% sunt bărbați și cam același este și procentul respondenților cu studii superioare. 60,4% studii superioare, 35,8% studii medii și 3,8% studii elementare. Practic, mai bine de 84% din respondenți au avut contact cu primăria în ultimele 12 luni, ceea ce înseamnă un feedback care poate fi considerat relevant din punctul nostru de vedere. Ceea ce este important de remarcat și în special pentru mine ca și reprezentant al administrației, este că 70% din respondenți s-au declarat mulțumiți de răspunsul pe care l-au primit când au solicitat informații de la primărie, însă în continuare rămân cei circa 30% care sunt oameni care sunt în continuare nemulțumiți și va trebui să continuăm această luptă internă, această bătălie internă pentru a schimba lucrurile și sub acest aspect, dar și față de atitudinea funcționarilor publici, pe care totuși 60% o consideră ca fiind politicoasă și promptă. Însă rămân 16% care au avut de-a face cu sistemul și au spus că atitudinea a fost indiferentă și de aceea, vă spuneam, trebuie să continuăm această lupta noastră internă pentru a-i conștientiza pe funcționari că sunt în slujba cetățenilor. Însă, iarăși un lucru îmbucurător este faptul că 5,6% din respondenți, sau cu 5,6% mai mult din respondenți s-au declarat mulțumiți, au spus că funcționarii au fost prompți și politicoși, deci iată avem o creștere din acest punct de vedere, dar trebuie să îmbunătățim și pe parcursul anului 2017 această atitudine. Când am analizat acest chestionar, iarăși un lucru îmbucurător a fost faptul că 98,5% din respondenți au spus că nu li s-au solicitat foloase necuvenite pentru a li se rezolva mai rapid o problemă și cred eu că acest lucru este foarte bun. Doar 8 din cei 520 de participanți au avut o altă opinie, dar mă gândesc că aici poate e vorba de o percepție sau poate derapaje izolate. Pentru mine, ca și primar, subiectul rămâne în continuare unul important, rămâne în atenția mea permanentă și rog cetățenii municipiului Roman să îmi ofere informații de fiecare dată atunci când lucrurile nu funcționează bine, pentru că sunt o persoană care chiar îmi doresc ca lucrurile la nivelul primăriei municipiului Roman să funcționeze normal. Au mai existat și alte aspecte analizate, gradul de profesionalism al funcționarilor, care a fost apreciat ca fiind excelent și foarte bun de către 67,2%. Aproape 70% din participanți s-au declarat mulțumiți și foarte mulțumiți de rezultatul contactelor cu primăria. Cât privește serviciile publice, cele mai apropiate în ordine descrescătoare au fost biblioteca, iluminatul public, parcuri și spații verzi, zone de agrement, învățământ, funcționarea și întreținerea bazelor sportive,
rețeaua de drumuri, alei, parcări, trotuare, serviciile Direcției de Taxe și Impozite Locale, piețe, bazar, obor, evidența persoanelor și starea civilă, emiterea, eliberarea, vize, autorizații, certificate. Evident că oamenii ne-au transmis și o serie de sugestii, unele dintre ele similare cu cele pe care mi le-au comunicat oamenii din cartiere atunci când am fost la întâlniri, eliminarea grupurilor de infractori minori, dar aici e o discuție mai amplă în sensul că, din păcate, nu avem o legislație care să permită sancționarea acestor infractori minori, modernizarea transportului în comun și a taximetriei, construirea de piste pentru biciclete, eliminarea birocrației, crearea mai multor spații verzi, mai multe locuri de joacă pentru copii, amenajarea de noi parcări. Este clar că un astfel de chestionar este un instrument util pentru administrația publică locală. Încercăm să adaptăm soluțiile gândite de noi la nevoile cetățenilor și să creăm priorități în cheltuirea banilor publici. De asemenea, este și o modalitate de a ne identifica vulnerabilitățile și trebuie să vedem unde mai avem de lucru și care sunt cu adevărat punctele noastre slabe. Ideea e că trebuie să fim foarte, foarte sinceri. Dacă vrem să îmbunătățim lucrurile de la nivelul primăriei municipiului Roman, trebuie să cunoaștem, așa cum spuneam mai devreme, problemele cu care ne confruntăm pentru a ști soluțiile pe care să le aplicăm. Pe ansamblu, zic eu că aproape 70% dintre respondenți s-au declarat mulțumiți și foarte mulțumiți de interacțiunea cu primăria, dar, așa cum spuneam, rămân și acele aspecte negative pe care trebuie să le rezolvăm și să le analizăm, mai ales că aceste lucruri nu țin neapărat de efectuarea unor cheltuieli și nu presupun sume de bani. Poate pentru că trebuie să vorbim pe de o parte despre transparență, dar pe de altă parte avem în vedere și îmbunătățirea serviciilor publice, dar o relație mai bună între funcționarul public și cetățean trebuie să existe în permanență. Și aici nu este o demagogie, este o chestiune care se face științific, măsurând gradul de satisfacție, sondăm gradul de satisfacție și identificăm neregulile și ceea ce putem să schimbăm. De azi noapte au început iarăși căderile de zăpadă pe raza municipiului Roman. Am acționat de la ora 5:30 cu material antiderapant pe străzile de pe principale artere de pe raza municipiului Roman. Am vorbit la ședința operativă cu poliția locală și am dat dispoziție ca și în această zi să fac un tur pe la agenții economici, pe la asociații pentru a se asigura că nu sunt probleme cu căile de acces. Oricum, din analiza condițiilor meteo, se pare că în perioada imediat următoare vremea se va îmbunătăți, vor crește temperaturile și în acest sens cred că nu vom avea probleme nici cu formarea de polei pe raza municipiului Roman. O altă problemă pe care am mai discutat-o la ședința operativă a fost acest tranzit și aducerea pe raza municipiului Roman de câini. Am dispus intensificarea controlelor pe zonele de intrare în municipiul Roman, pentru că în ultima perioadă se constată un număr din ce în ce mai mult de câini care nu sunt din Roman, practic ne vin sesizări și de la cetățenii, însă din păcate aceste sesizări ne vin după ce acești câini sunt lăsați. Aș face un apel la toți cetățenii municipiului Roman atunci când sesizează astfel de activități să sune la numărul 0233-94 pentru a ne comunica acest lucru și, dacă e posibil, să ia și numărul de înmatriculare al mașinii pentru a putea efectua cercetări în această cauză. Vrem să stopăm acest fenomen, este foarte important, pentru că degeaba muncim noi la nivelul municipiului Roman să strângem câinii de pe străzi dacă în continuare ne sunt aduși din alte localități.
ca și activități specifice în această zonă. Vă anunțam săptămâna trecută că urma să efectuăm toaletări de arbori pe segmentul cuprins între gară și bariera de la ieșire din oraș, strada Ștefan cel Mare. Am realizat aceste activități, urmând ca în această săptămână să facem toaletări în parcul municipal din Roman. O veste bună pentru Primăria Municipiului Roman și pentru Direcția de Asistență Socială. O reprezintă faptul că pentru Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială, sucursala Neamț a Colegiului Național al Asistenților Sociali a desemnat profesioniștii din domeniu pentru participare și sunt mândru și onorat că pe lista nominalizațiilor se află și numele directorului Direcției de Asistență Socială, domnișoara Sorina Monac, care este nominalizată la premiul pentru asistentul social din domeniul protecției copilului. Premierea se va face pe baza voturilor strânse. Votul va începe de astăzi, 20 februarie, iar cei care vor obține un număr cât mai mare de voturi vor intra în etapa de jurizare, care va avea loc în intervalul 28 februarie-13 martie. Finaliștii vor fi premiați în seara de gală, care va avea loc pe data de 21 martie la Ateneul Român, anfitrioana evenimentului fiind tot o romașcană, e vorba de Andreea Marin. De aceea invit pe romașcani să fie uniți ca de fiecare dată și să-i dăm votul colegii noastre, pentru că eu cred că merită din plin răsplătită și ar fi o ocazie foarte frumoasă ca la acel eveniment să avem doi romașcani pe scenă, așa cum vă spuneam, Andreea Marin și colega noastră de la Direcția de Asistență Socială. Și dacă toți suntem în luna aceasta a iubirii, fie legată de un fenomen multinațional, să spunem, Valentine's Day, dar avem și sărbătoarea noastră autentică românească, Dragobetele, Consiliul Tinerilor s-a reunit săptămâna trecută și au decis să organizeze pentru tinerii din municipiu o petrecere la un club din oraș. Au solicitat în acest sens un sprijin și de la Primăria Municipiului Roman, iar în cadrul petrecerii organizate de ei, în care vor avea mai multe concursuri tematice, noi, ca și administrație publică locală, vom oferi câteva premii câștigătorilor. Nu sunt premii poate mai mult simbolice, dar cred eu că sunt importante pentru ei. E vorba de abonamente la bazinul de not, abonamente pentru o lună, și câteva materiale utile pentru studiu și mai multe cărți. Mă bucur să-i văd pe acești tineri că se implică și îmi doresc să-i ținem cât mai aproape, să-i sprijinim și să le oferim activități cât mai diverse, de la concursurile de cunoștințe, cum ar fi de la Dragobete la Rosalii, și până la evenimentele dedicate lor în cadrul zilelor municipiului, sau cele de ecologizare de tip Let's Do It Romania, sau ori de câte ori vor mai veni cu astfel de idei la noi. Cam atât am avut eu să vă zic și vă rămân la dispoziție pentru întrebări punctuale. Consiliul Tinerilor. Amănunte nu știu exact. Ei s-au organizat, noi vom veni doar cu partea de premiere după ce vor face acele concursuri ale lor. Ați spus că se vor face controle prin intrările orașului. Vom monitoriza acele zone, atât cu echipaje de la poliția locală, dar și cu echipaje în civil pentru a descoperi mașinile care aduc astfel de câini. Am avut informații, din păcate, prea târziu, că acum 3 săptămâni în zona Sărata din cartierul Nicolae Bălcescu, în zona cimitirului din cartierul Nicolae Bălcescu, a fost adus un transport de câini și, de asemenea, avem informații că pe ocolitoarea vest, în zona panificației prefabricate, se mai aduc câini. Noi monitorizăm inclusiv în zona sensului girator de la Luțca, unde am mai avut informații că au fost, dar în ultimele 2 săptămâni, acolo nu au mai fost aduse transporturi de câini. Găsiți o mașină, o identificați, care e mersul, care sunt demersurile?
În primul rând, trebuie să izolăm acea mașină și să nu-i lăsăm să descarce câinii la Roman. Eventual putem sesiza și organele abilitate de lege, dar în același timp însoțim acea mașină până la ieșirea din oraș pentru a nu-i lăsa să depoziteze câinii pe raza municipiului Roman. Dar aceste lucruri le facem și cu sprijinul Poliției Române. Aici discutăm împreună cu Poliția Română legată de acest aspect. Cine este autorul chestionarului despre care vorbeați? Adică ați apelat la un specialist? Sau... Nu, s-a făcut în cadrul controlului intern managerial, a ieșit acest formular care a fost ulterior postat pe site. Și în sfârșit, iată că revine iar scandalul FCN-CSN. No, aici am făcut o declarație și pe un cotidian central. Da. E vorba doar de un circ ieftin care e făcut pentru a atrage atenția asupra propriei persoane. E o strategie care i-a mers și în tur, i-a mers și acum în retur, pentru că, până la urmă, uitați, n-am reușit să câștigăm nici atunci și nici acum. Da, totuși, el se referă la niște date acolo, sunt potente? Sau? El se referă la niște date pe care le deține. El nu are, sau poate are doar ceea ce îi spun alții. Cert este că toate informațiile sunt la Federația Română de Handbal. Federația Română de Handbal a validat în toate forurile de conducere acest transfer de la o entitate la alta. Vechea entitate nu are absolut nicio datorie față de nimeni și, nu știu, se prevalează excesiv de acest lucru. Este membru în Consiliul de Administrație, probabil de asta. Da, în care a luat la cunoștință de acele documente, le-a văzut, le-a validat. Asta-i. Deci el a votat pentru... Nu am cunoștință dacă la ședința respectivă a participat, pentru că e posibil să nu fi fost participat, dar oricum are acces la acele documente. Iar toate forurile din federație, comisii de disciplină și toate organele de anchetă ne-au dat dreptate, inclusiv Federația Europeană de Handbal. Dacă e adevărat că o anumită perioadă s-a jucat cu 2-5? Nu, e exclus. Exact asta a fost. N-a fost decât o trecere de la unul la altul. Nu are nicio legătură. Da. La audiențele de joi ați avut un cetățean care v-a solicitat să faceți niște reparații la un blocan electric la acoperiș. Ar putea să ne dați câteva detalii unde s-a mai intervenit și despre ce lucrări a fi vorba? Da, e vorba despre blocul 15 de pe strada Ștefan cel Mare, blocul ANL. În vara anului trecut s-au făcut reparații la scara D. Și în acest an vom face reparații la scarace. Infiltrații? Infiltrații, da, da, da. Infiltrații și vom încerca să, eventual, poate punem chiar două straturi de carton pentru a proteja mai bine acel imobil. Din păcate, acele clădiri... Asta voiam să vă spun acum. Din păcate, acele clădiri au fost proiectate de Agenția Națională pentru Locuințe. Ele sunt în continuare în proprietatea Agenției Naționale pentru Locuințe. Noi nu putem să facem decât reparații curente la acele clădiri, nu putem să facem reparații capitale, eventual chiar să punem un acoperiș de tip șarpant, da, nefiind, da, în proprietatea noastră. O a doua întrebare, din cunoștințele mele, depozitul temporar pentru deșeuri cam ajunge la capacitate maximă. Mai avem vreme. Ce intenționați să faceți în continuare? Noi tot am așteptat hotărârea sau ordonanța de urgență privind acea taxă de mediu de 80 de lei și se pare că, din păcate, nu a venit până acum. Vedem dacă va mai veni. Există o serie de avize negative între ministere pe proiectele de ordonanță de urgență. Vom vedea dacă în această săptămână va fi aprobată într-un fel această ordonanță. Se pare că nu reprezintă așa o mare prioritate pentru guvern, cum au reprezentat alte ordonanțe și... În funcție de acest lucru, va trebui să luăm o decizie. Cel mai probabil nu am vrea să ajungem cum s-a ajuns în alte municipii, unde operatorul de salubritate nu mai ridică deșeurile de mai bine de o lună. Cert este că la întrebările noastre directe la Ministerul Mediului și la Ministrul Mediului, la întrebarea cine trebuie să suporte această taxă, după anumite eschive, până la urmă a recunoscut că trebuie plătită tot de cetățean.
Din păcate, există și o practică neuniformă la nivelul, din punct de vedere fiscal, a acestei taxe, pentru că, în mod normal, noi am solicitat ca această taxă să fie aplicată direct pe factură și nu să mai fim nevoiți să mai trecem cu ea prin Consiliul Local, pentru că dacă această taxă se adaugă la tarif, atunci această taxă trebuie să suporte și TVA-ul, ceea ce înseamnă o majorare și mai mare. Chiar dacă guvernul, pe de o parte, a acordat o serie de suplimentări, salarii, pensii și așa mai departe, iată că, pe de alte părți, ne ia, practic a dat cu o mână și ia cu două mâini. Am înțeles că urmează în perioada următoare să crească facturile și la energie electrică și la gaze naturale. Deci, și așa cum vă spuneam, marea majoritate a municipiilor și-au majorat deja taxa de salubritate cu această taxă de 80 de lei. Probabil și noi o să fim puși și obligați la un moment dat să aprobăm și noi această taxă. Nu ține de voința noastră, așa cum v-am explicat de cele mai multe ori. Sunt două taxe impuse de una de Consiliul Județean, aceea de 45 de lei de depozitare la Girov, și una de 80 de lei de taxă de mediu impusă de guvern. Da, am asistat pe săptămâna trecută la o discuție aprinsă între doi șoferi din cauza unui loc de parcare și aș vrea să faceți câteva precizări. Până la urmă, parcările care sunt marcate, congestionate, cu un număr de matriculare, pot fi sau nu ocupate pe timpul zilei de altcineva? Și ce riscă cel care parchează pentru că mai aveau puțin și... Da. Din a fost o perioadă, cred eu, prin 2013, dacă nu mă înșel, când am încercat ca aceste parcări de reședință să le facem ocupate doar de la ora 16 până dimineața la ora 8. Au apărut foarte multe reclamații și de atunci s-a revenit la sistemul ca acest loc de parcare de reședință să fie rezervat 24 de ore, drept pentru care în acea situație acea persoană care avea locul de parcare concesionat putea să apeleze la poliția locală care trimitea un echipaj în zonă pentru sancționarea persoanei care au ocupat abuziv acel loc de parcare. Oh, mulțumesc. Cum înțelegeți să realizați complet această acțiune de mobilizare a funcționarilor publici pentru a avea o atitudine în situația față de cetățeni? Da. Aici, în funcție de rezultatele din chestionar, unde ni s-au transmis reacțiile negative, vom încerca prin intermediul directorilor acestor direcții pentru a-i conștientiza pe funcționar să-și îmbunătățească atitudinea față de cetățeni. Da, pentru Primăria Municipiului Roman, aceste majorări salariale reprezintă un impact semnificativ, însă bugetul Primăriei Municipiului Roman poate suporta aceste creșteri salariale și sigur că vom mai diminua de la capitolul investiții, dar nici acestea nu vor avea de suferit și căutăm soluții alternative de finanțare a acestor investiții de pe raza Municipiului Roman. Da, nu am această informație concretă în acest moment. Dacă doriți, vă pot da după conferința de presă. Nu v-am auzit vorbind de acele facilități care se acordă anual celor care își plătesc până în 15 martie impozitul și taxe locale. Se aplică și anul acesta? Da, e o hotărâre de Consiliu aprobată în luna decembrie anului trecut. Cine își achită taxele și impozitele locale până la data de 31 martie în totalitate, beneficiază de acea bonificație de 10% din valoarea acestor. Da, așa cum am spus și mai devreme, vom încuraja și pentru acest an organizarea acestui concurs. Unde intenționați?
O să vedem, o să discutăm cu cei de la Consiliul Consultativ al Tinerilor și stabilim exact și locația și tematica concursului. Dar ca de fiecare dată, cred că va fi la Casa de Cultură. Sala de festivități a primăriei este prinsă anul acesta în proiectul acesta de modernizare, pentru că ne spunea de câțiva ani că se intenționează. Iată, chiar nu mai aveți acum unde. Da. Vă răspund imediat. Suntem în discuții foarte avansate cu reprezentanții ANAF și cu reprezentanții Tribunalului Neamț pentru acest parteneriat de reabilitare a clădirilor publice. Este vorba de o finanțare europeană care are termen maxim de depunere luna august a acestui an. Condiția de bază pentru acordarea finanțării este ca în ultimii 5 ani să se fi făcut investiții în infrastructura clădirii. De aceea, în ultima perioadă, nu am prins această sală de festivități pentru a fi reabilitată. Cu ocazia acestui proiect, pe lângă reabilitarea termică a acestei clădiri, putem prinde și consolidarea clădirii, dar și dotări la interior, printre care și această sală mare de ședințe, care să fie făcută la standarde ridicate. Au fost două meciuri în care CSM Roman putea teoretic să obțină 6 puncte și iată a ieșit doar Consiliul cu formă ceva sancțiuni, poate să faci o analiză asupra modului în care se comportă și cele Da, din păcate, e așa cum spuneți și dumneavoastră, am pierdut 5 puncte foarte importante pentru îndeplinirea obiectivului nostru. Printr-un joc favorabil al rezultatelor, duminica viitoare puteam fi chiar pe locul 3. Din păcate ne-am îndepărtat de acest obiectiv. Chiar după meciul de la Galați am avut o ședință atât cu conducerea tehnică cât și cu capitanul echipei. Se pare că lucrurile totuși nu au fost rezolvate, pentru că dacă într-o primă parte a jocului am avut un joc bun, un joc precis, iată că din nou repriza a doua ne-a fost fatală și am permis egalarea. Astăzi mă voi prezenta din nou la antrenamentul echipei și voi purta o discuție foarte serioasă cu jucătoarele. Din păcate, nu va putea participa și antrenorul echipei și pe această cale vă aduc la cunoștință și vreau să transmit și public condoleanțe pentru dumnealui și pentru familia acestuia. Și a pierdut mama în acest weekend și suntem alături de suferința dumnealui, însă și în sport trebuie să mergem mai departe. L-am învoit până miercuri de la activitățile echipei. Dar eu personal mă voi prezenta la după amiază pentru a face o ședință cu jucătoarele și pentru a le atrage atenția asupra parcursului pe care l-au de făcut în continuare. Anumite sus se dau ca și transfer aproape sigur al Cuței Iubeanu din vară, undeva la CSM. Sigur că în perioada aceasta discuții sunt foarte multe pe piața transferurilor, e o perioadă agitată. Însă rămâne de văzut până la urmă ce transferuri se vor materializa și în funcție de aceasta și soluțiile alternative ale CSM Roma. Nu negați de ce. Eu am auzit discuții în mass media. Din discuțiile pe care am avut cu ea, nu a semnat absolut niciun contract. Pentru că suntem la subiectul de CSM, o întrebare de suflet sau așa, este capabil municipiul Roman să susțină această activitate, ținând cont de valorile mari de alocări din buget? De normal, și jucătoarele au nevoie de un anumit standard de salarizare ca să poată face performanță. Sunt aceste blocaje în relațiile cu federația, cu fei de echipă. E capabil municipiul Roman să susțină acest sport din punctul nostru de vedere? Așa, o chestiune de suflet, nu? Avem o ambiție să-l susținem. Avem, dar putem să-l susținem? Păi, de vreo 14-15 ani de când suntem în Liga Națională, tot o susținem și am avut capacitatea să o susținem și o vom avea și în continuare. Sigur că trebuie să vedem foarte mult ce ne dorim. Da? Eu întotdeauna am spus că la nivelul unei comunități locale
pe lângă asfalt, pe lângă borduri, pe lângă trotuare, pe lângă pavele, pe lângă spații verzi, pe lângă locuri de joacă, pe lângă cultură, avem nevoie și de sport. Sigur că la un nivel mai ridicat de performanță, în momentul de față, handbalul este singurul care ne permite să fim reprezentativi la nivel național, mai ales că am devenit, așa cum vă spuneam, și o echipă cu tradiție. Acum, de aici, sigur, mai departe putem să facem mai multe discuții. Dacă vrem să mergem la un anumit nivel de performanță și să performăm și să ne calificăm an de an în cupele europene, trebuie să știm că performanța costă. Romanul nu e o mare metropolă, nu ai ce perspective să-i oferi unui jucător în momentul în care îl aduci la Roman și atunci sigur că poate satisfacția materială este cea care primează atunci când optează pentru echipa de provincie. Eu zic că în ultimii ani am reușit, sigur, cu eforturile tuturor să menținem un anumit standard în ceea ce privește activitatea handbalistică din România. Romanul este întotdeauna privită ca o echipă de temut, chiar dacă uneori, din păcate, ne mai face și câte o surpriză neplăcută. Însă, odată ce am construit atâta un lucru, știți cum e, foarte ușor, dărâmăm imediat, dar după aceea să o luăm iar de la zero, să investim iar, va fi foarte greu. Trebuie să privim totuși lucrurile obiectiv, să înțelegem că handbalul este singurul sport care poate genera cu resursele financiare pe care le avem acest nivel de performanță. Trebuie să fim cu toții conștienți că în ceea ce privește activitatea fotbalistică, cu siguranță nu vom avea niciodată un buget care să ne permită o participare într-o ligă superioară. Drept pentru care zic eu că am răspuns, sper, convingător și cu argumente la această întrebare a dumneavoastră. În momentul de față există posibilitatea, financiar vorbind, de asociere cu un investitor important care să susțină echipa financiară. Adică, din punct de vedere legal, în structura organigramei de față, ar exista posibilitatea să vină cineva și să spună, domnule, uite, jumătate din bugetul suport eu și sau. Fără nicio problemă, noi putem primi orice ce ajutor și sprijin din partea oricărei persoane. Cu siguranță, pentru noi ar fi o gură de oxigen extraordinară dacă ar mai veni un investitor alături de Primăria Municipiului. S-a căutat foarte... Deci eu, cât am fost președinte la HCM, am avut foarte multe discuții. A fost și Getica, dar a fost doar câteva luni și după aceea s-a retras. Știți ce se întâmplă, care e problema cea mai mare? Nu avem o legislație care să permită facilități celor care investesc în sport. Și atunci el zice, de ce să dau banii la sport? Practic, aceste sume reprezintă o cheltuială pentru ei și nu niște sume care pot fi deduse fiscal. Cred eu că aceasta este principala problemă a sportului românesc, lipsa unei legislații corecte de finanțare a echipelor de sport, care să permită și niște avantaje fiscale pentru acei investitori. E foarte greu, vă spun, doar pentru imagine, doar pentru că scrie pe tricou numele societății, e greu să vină cineva. V-am spus că ne dorim foarte mult să vină un partener, dar partenerul care vine trebuie să înțeleagă că echipa este a Romanului și nu trebuie să plece de la Roman. Au mai fost discuții, dacă țineți minte, și în fotbal în trecut, când s-au făcut aceste parteneriate și acel investitor a plecat după aceea cu echipa de acolo. Hai să vedem Astra Ploiești, care a ajuns la Giurgiu, da? Deci nu vrem să cădem nici în partea cealaltă. E important ca echipa să rămână a orașului și atâta timp cât nu avem pe cineva dispus să ne ajute, trebuie să facem eforturile la nivelul comunității noastre. La privința deșeurilor, ce ne oprește să ducem în momentul de față deșeurile la Giro? Sau ce ar trebui să facem noi? E vorba de tarif. Okay, ideea e că trebuie majorat... și cei 80 de lei, dar și cei 45 de lei de la depozitul ecologic de la Giro. Și până când putem să mai ducem aici la noi? Groapa temporară de la Roman are autorizație până în 2018. Este clar că interesul nostru este să ducem, în momentul de față ne apropiem de capacitatea maximă a acestui depozit.
drept pentru care, așa cum vă spuneam, în funcție și de această ordonanță, dacă va veni sau nu, vom lua deciziile la o proximă ședință de Consiliu Local, nu cea de pe 28 februarie și pe această cale vă anunț că pe data de 28 februarie vom avea ședința ordinară de Consiliu Local, dar în luna martie o decizie va trebui să luăm. Nu, raportul de activitate urmează, așa cum vă spuneam și la conferința trecută, pentru cei 9 ani să fie prezentat de domnul deputat Laurențiu Leoreanu, urmând ca raportul pentru anul 2016 să fie anexat ca și o informare la o proximă ședință de Consiliu Local. Ce nu puteți mai avem cu parcul, cu situația cu animalele? Ce ați mai făcut? Ce adrese ați mai primit? Ce ar trebui făcut ca să funcționeze și romașcanii să se bucure? În momentul de față suntem în procedura de autorizație, de obținerea autorizației de mediu pentru acest parc. Întocmim ceva de acolo sau rămâne în acest? În momentul de față încă nu, așteptăm, practic avem o suprafață excesivă față de minimul necesar, deci din acest punct de vedere nu avem probleme. Noi în continuare susținem că avem doar o expoziție temporară și nu e o grădină zoologică în adevăratul sens al cuvântului. Opinia celor de la mediu este cu totul alta. Așteptăm în perioada următoare specialiștii să se pronunțe cu privire la acest aspect. Dacă trebuie să mutăm ceva, unde trebuie să mutăm și ce avem de făcut exact. Tot suntem la capitolul de vreme, dar vă întreb, banii trebuie să-i alocați. Aveți în vedere extinderi, modernizări sau noutăți pentru complexul Monrova în vara aceasta? În această perioadă lucrăm la finalizarea bugetului. Nu avem, așa cum spuneam și dumneavoastră, este prematur în momentul de față să ne pronunțăm cu privire la investițiile din acea zonă. Cu siguranță vom investi în șezlonguri și în umbrele pentru a le înlocui pe cele deteriorate în sezoanele trecute. Și momentan cred că la asta ne vom limita în ceea ce privește strandul. Spunea domnul deputat că era o idee de investitori care să facă un cinema în aer liber cu mese, cu anul trecut și ar fi agreat. Da, cu siguranță pentru noi, dacă ar veni un investitor privat să facă investițiile acolo în zonă, chiar ne-ar bucura foarte mult. Așteptăm un astfel de investitor dacă există, dacă nu, va trebui tot din fonduri proprii să gândim și acolo în zonă un proiect. Dar în pietonal e o gândire cu laser, cu filme, cu proiecție. Acolo ar trebui o licență, e capabilă primăria să susțină activitatea, pentru că obiectivul faceți că sunt bani prevăzuți, dar pe urmă ce facem cu ea? Acolo vom analiza în momentul în care vom avea finalizat proiectul, putem să gândim chiar un parteneriat public-privat în zonă pentru a avea toate licențele necesare. Legătură cu proiectele pe care dumneavoastră le-ați depus, aveți o situație în momentul de față, sunt aprobate, au trecut de câte etape, ne-au fost respinse, mă gândesc la parcuri, aveți o, da, spun, un bilanț la ora actuală, și dacă mai sunt perspective de finanțare? În acest moment pot să vă anunț că au trecut de primele două etape de analiză parcul Jora, Muzeul Personalităților Romașcane și Casa Celibidache. Ne aflăm în procedură de contestație la proiectul de reabilitare blocuri și, din păcate, ne-a fost respins parcul Zăvoi. Da, la parcul Zăvoi, în momentul de față, nu, așteptăm ori o altă sursă de finanțare, ori, dacă nu, așteptăm finalizarea tuturor proiectelor. Și după care, dacă vor mai rămâne resurse financiare în cadrul acestei axe de finanțare, vom redepune acest proiect. A căzut la punctaj sau? Nu la punctaj, pe partea de proiectare, parcarea nu trebuia bugetată în cadrul proiectului. Vom reface acel proiect și așteptăm, vă spuneam, dacă vor mai rămâne bani neconsumați la acest la această axă, îl vom redepune. Ați vorbit la începutul conferinței
de presă de niște parteneriate pe domeniul energetic. Ce ar aduce concret pentru Romașcani aceste parteneriate? Păi, tocmai asta ne dorim noi, reducerea cheltuielilor cu întreținerea acestor spații. Păi, prin reabilitarea termică a clădirilor, prin energie, prin soluții alternative de încălzire, surse regenerabile și așa mai departe. Acum, în momentul de față, noi demarăm, practic, acest proiect. Așa cum vă spuneam, vom participa și la experiențe de bune practici, unde vom fi invitați în alte țări care au implementat astfel de soluții. Și cred că și noi vom fi la un dat un exemplu de bună practică. Îmi doresc să promovez acest proiect al microhidrocentralei de pe râul Moldova pentru a fi propus ca și exemplu de bună practică. Ați făcut câteva comentarii vis-a-vis de lucrările din municipiul Roman. Urmează să verificați toate aceste lucrări care sunt în garanție și luați o decizie imediat cum vremea o permite, pentru că ați văzut și noastră, sunt multe sesizări de la Romașcan, că ar trebui și acolo, și acolo, și acolo. Adică acum, după iarnă, vor ieși multe. Cu siguranță, după iarnă, vom face o analiză a tuturor rețelelor de drumuri care necesită intervenții. Vom vedea unde se mai află în garanție și acele lucrări, cu siguranță, vor fi efectuate pe cheltuiala constructorilor. Inclusiv colegii mei din primărie îmi transmit unde sunt probleme. Chiar am stabilit acest lucru la o operativă mai veche în care le-am spus colegilor să se implice activ, inclusiv celor de la poliția locală, acolo unde se sesizează nereguli, atât în trafic cât și în ceea ce privește infrastructura rutieră, să ni se comunice pentru a fi remediate. Noi în perioada următoare vom scoate la licitație și acel program de asfaltări multianual și cu siguranță cu acea ocazie, așa cum v-am anunțat în trecut, vom reabilita o bună parte din infrastructura rutieră de pe raza municipiului Roman. Ca și idee pentru ocolitoarea Roman Vest, pentru că în momentul de față acolo sunt cele mai mari probleme, am solicitat dimineața constructorului să intervină cu o freză acolo în zonă pentru a elimina din acele gropi care s-au format și ulterior, în primăvară, când vremea va permite, să realizeze o asfaltare prin covor asfaltic în acea zonă. Ați văzut la întâlnirea cu oamenii de afaceri, dumnealor, constructori mai ales, țipau ca de gură de șarpe, că nu sunt lucrări și așa, dar aceiași constructori n-au spus că au avut lucrări care au stagnat câte 10 luni și au blocat activitățile vis-a-vis de ocolitoarea vest, același constructor a zis că el participă, nu îi se dă lucrări și așa mai departe. Dar când lucra cu muncitori și cu tractorași, când toți agenții economici au venit la dumneavoastră, mă gândesc în prelungire ca întrebare. Intenționați să faceți o listă neagră a celor care s-au ținut de promisiune în ghilimele cu lucrările din municipiu și să-i aveți în vedere la... No, vă dați seama că nu există o legislație care să permită acest lucru. Eu îi voi supraveghea personal de acum la execuția acestor lucrări, însă referitor la acea zonă, să știți că acolo au fost și probleme foarte mari legate de fundația acelei străzi și de aceea au fost și aceste întârzieri. Nu neapărat o vină a constructorului, dar cu siguranță pe viitor îmi voi dori ca lucrurile să nu tergiverseze mai mult decât este cazul. Ați menționat faptul că un funcționar, un director din primărie este nominalizat la Gala Excelenței și ați solicitat romașcanii să voteze. Dacă ați vrea să punctați câteva merite ale acestui director, ca să știe romașcanii pentru ce a votat, pentru ce votează, adică în domeniul protecției copilului, parcă spuneam. Acolo a fost nominalizată pentru acest premiu. Păi, eu pot să vă spun că acest director are în momentul de față în subordine tot ceea ce înseamnă asistența socială de pe raza municipiului Roman. Discutăm de cele 4 centre sociale. E o activitate destul de intensă, destul de expusă în relația cu cetățenii care se află în diverse nevoi pe raza municipiului Roman și este un director care chiar își face treaba cu pasiune în activitatea desfășurată. Și de aceea cred eu că merită să fie votată de romașcani.
Și este chiar un specialist veritabil în asistență publică, asistență socială, să știți, cu o mare experiență. Vorbeați de câini și că ați discutat cu anumite persoane care ar vrea să promoveze adopția și care ar realiza o anumită pagină. Aveți cunoștință sau mai continuat inițiativa? Să știe romașcanii unde pot accesa pagina până prezentați câinii în parcul municipal la vară. Da. Ei, am avut o discuție săptămâna trecută cu ei, trebuiau să vină la Roman, din păcate nu au mai ajuns, am avut doar discuții telefonice și sperăm ca în cursul acestei săptămâni să vină pentru a continua aceste discuții. Și o rugăminte, nu o întrebare. Dacă tot ne-ați prezentat situația cu acest chestionar, pe pagina primăriei mai este o inițiativă, spune de ce să îmbunătățim. Ați putea la conferința de presă următoare să ne faceți un bilanț și pe marginea asta ce au solicitat romașcanii să se îmbunătățească în activitatea? Da, eu știu că chiar am vorbit acest lucru, l-am dat în lucru. Nu vă promit că până la următoarea conferință de presă, dar cu siguranță când vom avea toate datele, vom veni și vi le vom prezenta. Da. Dați un termen administratorilor de asociații. Le-ați cerut să facă rost de numele de contact la apartamentele nelocuite. Da. Să-ți un termen că rămâne așa. Mie foarte greu să le impun aceste. La mine au fost doar recomandări, după cum știți, acelea sunt asociații private. Eu pot doar să le fac recomandări și propuneri. Restul mai departe e treaba comitetului executiv, treaba președintelui să se implice în aceste lucruri. Și chiar a locatarilor, până la urmă a proprietarilor. Să lase. Și o recomandare acolo. Da. Eu când mă voi mai întâlni cu ei, le voi aduce aminte de acest lucru. Mulțumesc.